N-am desfăcut nicio șampanie, nu știu ce șampanie. Poate au, fără mine au desfăcut. Eu n-am apucat, am intrat, i-am felicitat și am plecat. Dar n-am auzit să desfacă vreo șampanie. E un rezultat fantastic. Ne bucurăm cu toții. Din păcate, pentru noi n-avem timp să ne bucurăm. Eu mai ales. Trebuie să ne gândim la meciul de luni, care e foarte important. N-avea voie nimeni să-mi spună, pentru că nu mă interesa. Eram sigur că Lazio va câștiga, când am văzut echipele de start. Dar în minutul 80, un antrenor a avut curajul să-mi zică că e 2-0 sau. Și am zis că nu, 2-0 pentru Lazio, nu pentru el. Și atunci atunci am fost puțin mai sigur de calificare. Până atunci nu eram așa, chiar dacă noi aveam 2-0. Vă doriți o echipă anume în 16? Sigur, nu Celtic. Celtic, not, for sure. Dar Chelsea, da, dar din păcate este în Champions League. Nu ne gândim acum la transferuri, dar și chiar dacă vedem cu echipe mai tari, de unde să luăm jucători foarte buni și gratis? Că nu avem bani să cumpărăm jucători, asta știți. Dacă avem bani puțin, să luăm jucători liberi sau, eu știu, din campionatul românesc. Nu cred că vom găsi ce-mi doresc eu, dar sigur ceva transferuri se vor face, ca la orice club, vor fi plecări și veniri, asta e clar. Tot timpul mi-am dorit să ajung într-un campionat puternic, dar ofertele care au fost pe partea mea au fost ori de la echipe din Divizia B, din Italia și din Anglia, ori de la echipe după ultimele locuri în timpul campionatului. Și mi se pare că ar fi foarte greu pentru mine să iau o echipă din Anglia sau din Italia care e pe ultimul loc. Dacă aș începe de la început cu o echipă, sigur m-ar interesa, dar deocamdată n-am avut noroc să primesc această ofertă. Credeți că după acest rezultat mai are cineva din fotbalul românesc curajul să mai spună ceva de rău despre noastră? E o țară liberă, democrație, fiecare zice ce vrea. Dacă pierdem cu asta, ne vor critica toți, și pe mine și pe jucători, asta e clar. Sigur, e un record în România, nimeni n-a reușit să facă 12 puncte. Au demonstrat că sunt foarte puternici, caractere extraordinare și un spirit de luptă fantastic. Dacă vă uitați la meciuri, cu cine ne-am apărat noi? Ne-am apărat cu cineva? Așa mi s-a făcut vorba că eu sunt un antrenor. Întrebați jucătorii dacă în 2 ani am făcut un antrenament defensiv. Azi, dacă vi s-a părut azi că am vrut să ne apărăm sau... Noi vrem să atacăm, dacă nu putem mai mult câteodată, ne apărăm. De către cei de la Astana ați fost contactați, pentru că zilnic ziariștii de acolo ne transmit informații cum că v-ați înțeles cu cei de la echipă. Zvonuri sunt tot timpul, am spus despre mine. La orice echipă, nu mai la asta. Astea sunt zvonuri. Ce le-ați transmite acum celor de la Botoșani și lui Marius Croitoru, care s-au opus vehement amânării acelui meci? Ce pot să zic? Baftă și să ajungă în play-off. Croitoru să aibă o carieră cât mai bună și mai frumoasă, că a fost un mare jucător. Sper ca și antrenor să facă la fel.